Dumneavoastră personal, cum ați văzut întoarcerea armelor împotriva foștilor aliați? Ca un act de trădare, încercare de salvare a situației, un lucru bun, rău? La momentul acela... Indiscutabil, indiscutabil că nu puteam să gândesc că ar fi un act de trădare atâta timp cât eram român și eram conștient că țara trebuie să supraviețuiască oricăruia dintre noi. În consecință, am acceptat ad literam toate intervențiile pe care le-a făcut conducerea politică pentru ca să reușească să supraviețuiască țara, patria, domnule. Și în consecință am dat girul nostru delegațiilor partidelor politici care au participat acolo și plus maiestății sale regelui Mihai. Pe parcursul războiului, luat pe ansamblu, considerați că soldatul german a fost perceput ca un aliat demn de încredere sau mai degrabă ca un usilit de împrejurări? Trebuie să pornim de la faptul care ne-a determinat pe noi ca să intrăm în război. Și când mareșalul a spus, vă ordon, treceți Prutul, toți ca unul nu s-a găsit nimeni ca să ia o poziție contrară acestui ordin. În consecință, am considerat de datoria noastră că este ceva virtual și normal ca să luptăm ca unul împotriva inamicului care ne asupra, adică împotriva Uniunii Sovietice cu Berac, ca să categorisit atunci. În primele conjuncturi nu am avut de-a face cu armata germană și cu ofițerii germani. Nu am avut de-a face, pentru că eram unitate constituită, corpul aerian român avea autoritatea lui. Noi eram subordonați corpului aerian român, eram cu material exclusiv și echipamente românești, asta până în ianuarie 1943. Din 1943. Menționez un lucru, că pe timpul școlii nu am avut instructori germani. Pe timpul școlii, la aplicație, școala de aplicație, care a avut loc la Ghimbav, în județul Brașov, după 10 mai 1941, când ne-a dat Tresa de sublocotenent, am avut 7 instructori din aviația italiană. Șeful lor se numea Severino, era locotenent, iar instructorul meu era un mareșal, gradul lor utilizat cum pe corespondent al adjutantului șef de la noi, Pellegrino. De la Pellegrino am învățat mânuirea cu precădere a nardiului, nardiul care era de proveniență italiană și italianul cunoștea, și pot să spun că el mi-a inoculat, mi-a introdus în sânge maniera de a face tonou. Tonou este una dintre cele mai grele figuri acrobatice, adică un cerc de 360 de grade în jurul avionului, mergând la orizontal. E, aici îți trebuie și perspicacitate, și concurență, și colaborare între palonier și manșă, și toate chestiile astea. Am avut ce învăța de la instructorești. Cu instructorii germani și cu aviația germană am avut de-a face când am intrat la Nicolaev ca să trecem pe avionul U-87 Stuka de bombardament în picaj. Aveam o instrucție militară și profesională foarte bine pusă la punct. Aceasta ne-a ajutat când de curs de o lună jumătate aviatorii noștri au fost în stare, într-o lună jumătate, să facă ceea ce, uitați,
formații de 9 avioane și aici e zborul spre Inamic, în care Dragomir conduce, ăsta e Dragomir Gândit și toate. Și aici iarăși, aici avionul meu și aici e formație. Deci zbor în formație. Asta ne ajută, stimate domnule profesor doctorand, ca să nu fim doborâți de către vânătoarea Inamică. Datorită și faptului că am avut niște colegi tot de promoție aviatori, împreună cu șefii lor, care s-au luptat într-un mod exemplar și ne-au făcut o protecție, corespunzătoare. Ce să vă spun? Mi-a spomenit de Andorfer. Spuneți-mi, ca să rămână înregistrat și pe camera video, Anton Andorfer este unul dintre ași germani care a zburat pe U-87 Stuka. Uite-l aici și în poză. Da. El war mein Lehrer. A fost profesor, învățătorul meu. Și îi sunt recunoscător pentru toate preceptele profesionale și morale pe care îi le-a inoculat escadrilii. Escadrilii 85 bombardamente. Eram trei escadrilii în grup. Și el răspundea de asta. Era, cum v-am spus, Oberfeldwebel Honsberg, ăla era la escadrila 81, și Unteroffizier Kellner era la escadrila 73. Însă noi am avut norocul de a avea un acrobat desăvârșit și nu tolera nimic. Ai de mine! Punctualitate, serviciu, toate erau la paroxism. Așa că eu nu pot să am decât niște cuvinte de admirație și de respect față de posibilitățile tehnice, tactice și teoretice ale acestor postași cu care am fost împreună. Ne-au insuflat și spiritul de luptă, și curajul, și profesia, domnule profesor. Ne-a inauguratul.